joc un egal la început de an, mulțumit de randamentul băieților. Da, eu spun că rezultatul aici nu prea contează, dar în orice caz n-ar fi făcut să pierdem niciun. Băieții s-au arătat foarte bine astăzi în teren, cu o drăgânță foarte bună. Deci, aceeași spune de lucru în timpul săptămânii. Se atârnă foarte serios de ceea ce propunem la antrenamente. Și le este greu, dar sunt preparați și îmi place cum lucrează. Două reprize, două echipe diferite. Da, sunt mulți jucători la probe, mai ales mulți jucători la școala de fotbal la primul zilul. Și avem nevoie de puțin timp să vedem toți, să vedem și fiecare ce poate. Dacă nivelul de vizitare este un nivel diferit și băieții se acomodează, dar în orice caz, în toată mă spun, randamentul este super. Câți jucători în total aveți în probe? Din Zimbru 2 sunt 9 și 5 din... Nu din Zimbru 2, mai învățat. Ce obiectiv aveți propus pe această jumătate de sezon? Obiectivul primul este de a forma o echipă care va putea lupta la egal cu toate echipele din campionat. Da? Asta e primul obiectiv al nostru. A doilea e numai decât fiecare meci să ducem la victorie. Ați semnat ceva cu... sunt noutăți sau încă nu? Nu, mai avem încă o perioadă de săptămână, după asta mai hotărâm cu cine semnăm, băieții la Polvi și acum n-a s-a întâlnit. Ce amicale mai este programate și dacă... La moment pot să punem și cu Tiraspol, pentru că eu sunt la Tiraspol, mai departe programul e programat. Nu aveți parte de un cantament undeva? La moment s-a duci. Asta.